Vă salut, dragilor! Dragii mei, Primăria Craiova a dat spre deschidere un nou parc amenajat după ultimele standarde la noi în oraș. Fantasy Park se numește, este pe strada Toporaș și mâine se dă drumul, dar, din câte am înțeles, din seara asta să plimbă oameni pe acolo și o să merg și eu să îl filmez, să trag câteva cadre acum pe timpul serii și mâine pe timpul zilei. Hai să mergem până acolo să vedem cum arată și cât de frumos este. Mama, uite, 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 Cam așa arată, dragilor, parcul. E deosebit de frumos. Am venit să îl filmez seara, prima dată, deoarece sunt toate luminițele ăștia date drumul, copaci împodobiți, fluturași ăștia aprinși, dar vom veni și mâine. O să vedem și pe timpul zilei cum arată. Foarte frumos. Au plantat mulți copaci, foarte frumos. Locuri de joacă pentru copii. Eric!
acasă. Aici avem un loc de joacă pentru copii. Acasă. În partea asta. Alo. Alo. Uite, suntem aici la Părpunețul, la Fantazii. Bă, place. Hai, îți place la tine? Dacă îți place, ai acasă. Nu. Nu uitați câte locuri de joacă pentru copii aici. Aici avem o căsuță. Căsuța piticilor, cred că este. Și are și o gelaterie înăuntru acolo. Aici, în spate, sunt căsuțele hobiților. Da, mâine se vede, se va vedea mai bine. Da? Da, acum ne întoarcem. Mai avem de văzut și partea cealaltă, de la rotundul ăla luminos, spre ieșire. Da, acum o luăm în partea dreaptă, spre ieșire. Noi am venit pe acolo și acum o luăm pe aici. Aici avem un monstru, în stânga aici. Hai, Eric. Și aici pe dreapta, în casa asta, este un restaurant, de cum am înțeles. Ăștia cu fotbalul, cu cerea de aur. Da, foarte frumos.
Așteptăm și mâine pe zi să facem un clip, să vedem și pe timpul zilei cum arată. Vă dați seama că o să fie cu mult, cu mult mai ok, dar am zis să îl filmăm și pe timpul nopții ca să vedeți luminițele și toate cele. Da? Da, ne auzim.